Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un tutorial pentru Mihai care m-a rugat acum câteva zile să-l ajut să găsească un program cu care să schimbe vocea. Eu am făcut un videotutorial despre acest lucru, însă aplicația prezentată în acest videotutorial este una simplistă și vă schimbă vocea doar într-o înregistrare. Nu vă schimbă vocea în mod real să puteți vorbi cu o persoană la telefon sau să puteți vorbi pe Skype sau pe Mes cu o voce modificată. De aceea am căutat soluții pentru el. Voi prezenta una dintre ele, cea mai bună de fapt, după părerea mea, bineînțeles. Aplicația pe care o prezint astăzi se numește Morphy Fox sau ceva de genul, nici nu știu. Haideți să auzim cum se pronunță corect pentru că chiar nu știu. MorphFox Pro. MorphFox Pro. Ea știe mai bine cum se pronunță. Aplicația nu este gratuită, însă voi sunteți descurcăreți, o descărcați din descriere și după aceea sunt sigur că dacă ați urmărit mai multe din videotutorialele mele, știți ce aveți de făcut. Mergem pe această pagină. Dacă nu o pornește automat, dați click here. Eu sper să pornească. Save. Dăm Run. Install. Next. Acceptăm termenii de licență. Dăm Next. Nu o rulăm după instalare. Dăm Next. Dăm Next. Next. Și se va instala. N-am nevoie să upgradez nimic. Dau Close și aici Close. Dacă voi deschide acum aplicația, aceasta este, bineînțeles, trial. Dacă vreți să o cumpărați, costă 40 de dolari, 39,99. V-a făcut o reducere de un cent ca să nu fie 40 de dolari. Dar sunt și alte posibilități, puteți să căutați pe torrent. După ce ați descărcat, mergeți și înlocuiți un exe și după aceea instalați addon-urile. Voi face rapid acest lucru. După aceea aici instalați Free Voice Page. Dacă doriți, bineînțeles, acestea trebuie instalate, se vor instala câte 5 voci pe fiecare pachet. Aici aveți alte efecte, nu o să le pun și pe asta. Și aici aveți skin. Hai să instalăm și un skin. Acum puteți să rulați programul. Dumneavoastră puteți să folosiți acest program într-o variantă free sau puteți să-l cumpărați. Eu v-am arătat că se poate și altfel, dar nu mă urmați, nu știu ce spun, nu piratați. Acum rulez aplicația. Aceasta este interfața. Dau Next, dau Next. Și aici va trebui să alegem microfonul nostru. E puțin dificil să alegi microfonul pe care l-ai dacă ai așa ca mine mai multe opțiuni. Eu cred că ăsta este. Și aici nici nu știu pe care să-l iau, voi lăsa așa pentru că puteți face setări și după aceea, Next și dau Cancel. Am aici vocile. Se pare că microfonul meu nu funcționează la momentul ăsta și atunci merg să fac setările din nou. Aleg și alt skin, aleg pe albastru și dau la Device Setting. Voi folosi această setare. Aveți două posibilități să nu vă auziți cu aceasta. În momentul în care vreți să vi se audă vocea dumneavoastră, apăsați acest buton. Și vedeți că apare vocea mea, nu prea bună, nu prea rea, dar e vocea mea. Și oricând doriți să modificați vocea, apăsați aici. Și acum poți vorbi oriunde cu această voce sau cu alta pe care o alegi. Avem aici mai multe posibilități. Poți să alegi din toate acestea și de asemenea poți să faci de anumite setări, să te auzi mai simțire sau să te auzi. De asemenea aici poți să te auzi mai răcușit sau ceva de gen. Ideal ar fi să lăsați setări de care vin de bază. Aveți aici mai multe setări, puteți să urcați, să coborâți, să speriați pe cine vreți. Aveți și câteva efecte, dacă alegeți efectele. Aveți și voce feminină. Aveți și voce mai groasă sau mai subțire, cum doriți dumneavoastră. Acum să-i facem proba să vedem dacă într-adevăr funcționează. Ceea ce vrea să știe Mihai, cum poate modifica pe Skype, pe Mes, pe Viber,
Pentru a face acest lucru, va trebui să aleagă acest device ca microfon. Bine, sună puțin complicat, o să vă arăt imediat ce anume trebuie să fac. O să mă înregistrez cu Audacity ca să vedeți diferența și după aceea o să vă arăt, fără să sun pe nimeni, pe Skype, cam cum ar trebui să fie. Bun, acum este vocea mea și deschid Audacity. Dacă eu înregistrez vocea mea pe Audacity, clar se va auzi vocea mea. Bună ziua, sunt Ale și astăzi vă prezint un videotutorial despre cum vă puteți schimba vocea. Bună ziua, sunt Ale și astăzi vă prezint un videotutorial despre cum vă puteți schimba vocea. Aceasta este vocea mea. Dau înapoi să nu mai fie înregistrat. Iar acum apăs acest buton al programului. Vocea s-a schimbat și voi da să mă înregistrez, să vedeți că dacă nu facem anumite setări, degeaba avem acest program instalat. Bună ziua, sunt Ale și astăzi vă prezint un videotutorial despre cum vă puteți schimba vocea. Bună ziua, sunt Ale și astăzi vă prezint un videotutorial despre cum vă puteți schimba vocea. Așa cum vă spuneam, vocea nu apare schimbată, deși eu am acest buton apăsat. Ca să apară voce schimbată, va trebui să mergem la setări. Deschideți orice program cu care doriți să vă schimbați vocea și mergeți la setările audio pentru a alege microfonul acestui program. Eu merg aici și microfonul acestui program este acesta. Odată selectat aici, o să vedem diferența. Avem acest buton apăsat și la setările audio am ales microfonul acestui program. V-am spus că este acesta. Voi da să mă înregistrez? Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Tare și astăzi vă prezint un videotutorial despre cum vă puteți schimba vocea în timp real. Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Tare și astăzi vă prezint un videotutorial despre cum vă puteți schimba vocea în timp real. Acestea sunt setările pe care trebuie să le faceți după ce ați instalat programul. Când vreți să-l folosiți pe Skype, de exemplu, va trebui să mergeți la Tools, la Option, la setările audio. Alegeți microfonul așa cum am făcut mai devreme. V-am spus că acesta este. În momentul în care ați ales microfonul, clar și persoana respectivă cu care vorbiți vă va auzi cu vocea pe care o alegeți dumneavoastră. După ce ați terminat de vorbi cu persoana respectivă, mergeți și vă alegeți microfonul dumneavoastră. La mes e la fel de simplu. Pentru a vă modifica vocea pe mes și cel cu care vorbiți să vă audă așa cum aud eu acum sau cu setările pe care le alegeți dumneavoastră, trebuie să mergeți la Messenger, la preferințe. Și aici mergeți la Video and Voice. Și de aici alegeți microfonul aplicației. În cazul meu, acesta este. V-am arătat și mai devreme. Dacă fac anumite schimbări, da, vreau să le fac. Dar nu uitați, după ce ați terminat de făcut farsa respectivă, să vă setați din nou microfonul dumneavoastră. Mergeți din nou la mes, la preferințe și la Video and Voice. Schimbați de aici microfonul pe care l-aveați înainte. În cazul meu, fiind acesta. Da, OK. Și cam atât. Acesta este videotutorialul pentru tine, Mihai, și pentru toți cei care doresc să schimbe vocea într-un mod real, adică să folosească o voce modificată. Puteți să folosiți anumite efecte. Aici aveți un eco, un eco, un eco, un eco. După aceea puteți să vă îngroșați, să vă subțiați vocea, să schimbați viteza și ce doriți dumneavoastră să mai faceți. Deci ați văzut, cu aceeași voce pot să fac mai multe setări? În felul ăsta să sune altfel aceeași voce. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Dacă acest video tutorial vi s-a părut interesant, îl puteți da mai departe. De asemenea, vă aștept și la următoarele videotutoriale.